Salutare și bine v-am regăsit! Exact, bine ați revenit într-un nou clip. Astăzi suntem la reprezentanța CF Moto din Arad, aici de pe centură, de lângă nou pasaj. Și avem deosebită plăcere și onoare să avem la test acest beautiful CF Moto MT800 modelul Explore. Iar testul de astăzi o să fie predominant despre consumul acestei motociclete în ritmul meu, adică mers lejer până maxim 100 la oră, în modul rain, dar să nu discutăm prea multe acum aici. Haideți la drum, plecăm spre Peco să-l alimentăm, iar după aia toată ziua la dispoziție. Haideți! Vedem prima pornire. Ne apare frumos în bord, sigla CF Moto, își face damblaua. Perfect. Hai că o luat-o din prima. Dăm drumul la mânere, pe minim, hai pe mediu. Și să dăm drumul și la încălzirea în șauă. Punem tot pe mediu. Aici trebuie să confirmăm că așa. Ok. Bun. Avem un pic de aglomerație chiar aici la început. Direcția îi Peco, pentru că mergem să-l umplem. Cum spuneam, testul de astăzi este despre consum. Să mă aranjez oglinzile. O să-l folosesc doar în modul rain și mers frumos. Ne apare o avertizare de presiune scăzută în anvelopă. Spate, am înțeles că am 2.8, parcă zicea Cristi că am în spate. Uite că avem aici un mol. El e pe roșu acum. Deci o să trebuiască să-i fac plinul acum și bineînțeles la întoarcere, ca să am o evaluare cât mai corectă. Na bun, hai că tot procesul de umplere nu-l mai filmăm. L-am umplut fix până au atins țeava asta aici, ca să am reper exact când mă întorc înapoi să-l umplu din nou. Și am băgat 16,40 litri în prima fază. Bineînțeles că o să văd și în bord consumul lui ce mi-l dă electronic, comparat cu consumul mecanic, cum ar veni făcut, litri ori 100 împărțit la kilometri. A? Bijuterie! Hai să facem și partea de bord, de resetare. Să vedem aici. Bun, trebuie să intrăm în fereastra asta alaltă. Ținem lung pe FN. Până acum el ne zice că are consumul mediu de 5,5. Am făcut 900 de metri până la Peco. Resetăm trip 1. Resetăm trip 2. Iar aici ne va arăta tot. Timpul, cât am făcut, câți kilometri, consumul, tot. Bun. Și aici ne va arăta teoretic consumul instant. Hai că ieșim aici în dreapta. Da, având în vedere că nu l-am umplut chiar foarte, foarte mult, pentru că rezervorul e de 19 litri, eu am băgat 16,5. Clar am fi intrat în găsuit, ne arată un range de 303 km. Ne tot apare acea avertizare de presiune scăzută. Trecem din nou pe lângă reprezentanța CF Moto, ne facem cu mâna și le mulțumim frumos pentru această ocazie. O să ne îndreptăm spre
localitatea Șiria, Pâncota încolo, din județul Arad. O să mergem pe drumuri așa mai micuțe. Ne vom plimba un pic. Bun, până una alta, hai să-mi dau înapoi drumul, dacă pot, la mânerele încălzite. Le dăm pe mediu, respectiv șaua încălzită, tot pe mediu, perfect. Aici facem dreapta. Asta a fost noua bucată din centură, noul pasaj peste care am trecut. Mi-au ținut cu el în lucru, cred că vreo 12-15 ani sau ceva de genul, nu vreau să exagerez. Nu m-a încetut. La 4:60 la oră. Dacă tot avem halogene, poate ar trebui să le dăm drumul, dar nu e așa urât afară acum să nu fim văzuți. Cu toate că astăzi este 8 februarie 2024, avem 10 grade, 11 grade afară. Momentan nu mi este setat în bord termometru, dar ar trebui să fie undeva pe acolo. Și ar fi trebuit să fie un pic mai cu soare astăzi, dar e ora 11:30, 11:45 și e un pic înnorat. Ar trebui să se spargă norii cam de la ora 1 încolo. Bun, hai să vedem la 80 la oră cum merge cu a 5-a. Hai să și punem pe tempomat, activăm tempomatul, avem aici că e activat și îi dăm set. Nu m-aș vrea să trec prima oară de acest slogan, nu cumva să-l apuce frânarea sau ceva în fața mea. Sper să am sunetul bun, că bate foarte tare vântul din lateral. M-a avertizat că am mașină în lateral, foarte tare. Bun, avem 95 la oră, activăm. L-am activat pe 95 la oră. Mai reglăm o dată oglinda. Așa. Bun. La 95 la oră, cu vânt puternic din față, dreapta lateral, avem un consum de 4,85. Asta în ideea în care nu avem bagaje și nu avem lăzi, nu avem nimic legat pe crash bar-uri. Deci un consum mediu. Nu e chiar mic, dar o să vedem cât ne iasă pe întreaga zi. Mânerele încălzite își fac treaba bine pe mediu, la fel și șaua încălzită, tot pe mediu. Iar cu același vânt din față, dreapta lateral, puternic, vă zic, sper să mă auziți că bate foarte tare vântul, între a 5-a la 75 la oră, 3800 de ture, avem 4,2-4,4. Dar vă zic, vântul bate foarte tare. Între a 5-a la 83, hai să vedem, la 85, rotund, 47-48. Rupe, vântul ăsta rupe. Cum am intrat în oraș, suntem în localitatea Șiria, între a 4:58 la oră pe tempomat, nu mai avem vânt din față, am 3,9, 4, 3,8, uite. Pentru că noi o să folosim motocicleta în foarte multe situații din astea de mers cu 50, 60, 70 la oră. De asta vrem să vedem un consum. Uite, consumul mediu al motocicletei, bine, au fost nouă-nouță, a fost încadrat consumul mediu la 5,5. Am făcut 26 de kilometri și deja l-am scăzut la 5,3. Presiunea în roți s-a stabilizat pentru că s-au încălzit. În față avem 2,5 bari, în spate 2,6, nu ne mai apare nicio eroare. Iar range-ul, chiar dacă am pornit de la Peco acum 27 de kilometri cu 303 kilometri, a urcat la 326. Iar temperatura din șaua o să o dau pe mic, pentru că, sincer, pe mediu mă arde. La mânere e perfect pe mediu. Oricum, tempomatul ăsta aur. Uite-te, de exemplu, noi o să traversăm iară foarte mult localități, da?
Uite, ești într-a patra, frumos, 50 și un pic la oră, poți să mergi rotund la 3000 de ture, 3200 de ture, poți să-ți odihnești mâna după că ai făcut un drum mai lung, întregi localitatea, e perfect. Iar de aici, din localitatea Shiria, o să urcăm până la cetatea Shiria. Să avem și un pic de urcare. Să vedem un pic și cuplu. La 3-a, la 5-5, la 4.000-3.800 de ture. Urcă foarte lejer. Pe urcare constant avem consum de 10 litri, 9 litri. Perfect normal. Dar nu forțez, asta vreau să verific. Consumul în condiții normale. Adică să mergi frumos. Nu forțăm. Încep să se spargă și norii deja. E ora 1, exact cum au zis și partea asta de meteo. De la ora 1 se înseninează un pic. Să vedem dacă ne lasă automobilistul să trecem de el. Ne lasă. E frumos, se simte pe curbe. Foarte bine legată motocicleta și din punct de vedere așa ciclistic și telescoape, frâne. Se simte foarte plăcut. Oricum, atuul cel mai mare la motocicleta asta e poziția. Nu știu, de zici că ori la chinezii ADN-ul meu și l-au făcut după el. Efectiv, e turnat. Atâta de comod. Iar legat de partea asta de tempomat, eu cred că pentru mine o să fie un criteriu de bază în momentul în care aleg motocicleta, să aibă acel tempomat. Dacă ești o fire din asta care conduce mai agresiv și în permanent îți place să accelerezi, să decelerezi, să depășești, foarte mult nu te ajută. Dar eu mereu caut variante din astea de a merge cât mai fluid, cât mai lejer, fără să mă stresez, să apuc să admir peisajul. De ce să stau tot timpul cu morcovul? Uite că aici, oare ce-i după curbă? Nu știu, să mă duc încet. Imediat o să ne și oprim, să vă prezint mai în detaliu motocicleta, pentru că acum câteva luni am făcut și un test drive cu CFMoto 800MT, dar varianta Sport, în acolo la Cluj, la Authentic Spirit. Le mulțumim frumos! Iar acum, uite că avem posibilitatea să testăm Explorer-ul, pentru că noi pe ăsta ne-l dorim. Dacă va fi să fie și reușim să ne împărțim cu bugetul, pentru că este un an greu, 2024. Avem planuri mari. Vrem să ajungem în Norvegia între o lună și două. Deci și acolo va fi nevoie de un buget de câteva mii de euro. Dar ne-am bucurat foarte mult să reușim să mergem cu o motocicletă nouă. Aici, pentru necunoscători, în loc să facem stânga spre cetatea Shiria, facem dreapta. E un drum asfaltat de câțiva ani. Face legătura dintre partea asta de cetatea Shiria și schitul Feredeu. Este o mică mănăstire acolo. Cei pasionați de așa ceva. Și e un drum excepțional de frumos, mai ales toamna, când totul e ruginiu aici. Dar din păcate, fiind februarie, e o atmosferă mai sumbră. Mi se pare un consum foarte decent, totuși având în vedere că, uite, avem urcări constante și pe accelerare constantă în sus nu-mi trece de 7-8 litri. Wow, aici e coborâre foarte abruptă. Efectiv simți în stomac panta respectivă. Aici nici una de motor nu face față, trebuie să frânezi. Ne-a
am oprit la acest foișor drăguț cu această bestie faină. Exact, și a venit timpul să povestim un pic despre ea, sau despre el, despre bestie, sau despre ea, despre bestia de ea. Eu zic că e un el, pentru că e un explor. Exact. Este vorba de CFMoto MT-800 Explore, motorizare de 800 de centimetri cubi, cu 95 de cai putere. Nici nu știu de unde să încep. Vreau să vă prezint așa cu toate accesoriile astea nebune cu care vine. În primul și în primul rând, aș vrea să zic cele 3, 4, 5 puncte forte care pe mine mă atrag în mod direct. În primul și în primul rând, îi motocicleta în sine. Design, comoditate, tot ce vreți per general. Deci îmi place foarte mult. Apoi, la banii ăștia de 10.000 de euro cât este acum, dacă mai obții și rabla, mai scazi de acolo ceva. Deci e un preț foarte bun momentan pe piață. Ai Tempomat, care pentru mine e aur. Deci efectiv nu știu dacă o să mă mai pot dezobișni de el acum după ce factura asta. Apoi ai aceste jante tubeless, pe care nu foarte multe motociclete din gama asta de preț le au. Pentru mine, iară, e un, nu știu, un game changer, cum s-ar spune, pentru că făcând ture lungi și fiind plecat foarte mult pe drum, în caz de o pană, dacă ești cu cameră, îți cam poate strica jumătate din concediu. Evident, se poate rezolva, dar este mult mai greu. Așa, ai la tine un mat sau mai nou, sau cele mici șurubele, o să vă și arăt imediat, cu silicon pe ele, un mic șurub, efectiv l-ai băgat înapoi, l-ai înșurubat unde a fost șurubul sau cuiu și te duci mai departe fără probleme. Apoi, toată partea asta de accesorizare completă în banii ăștia îți vine din start cu mânere încălzite, șaua pasagerului încălzită, crash baruri, halogene, scut reglabil care protejează destul de bine la vânt, nu simt nevoia de mai înalt. Ai aici un telescop pentru direcție să îți fie stabilă partea de riding, să zic așa. Punct forte, îți vine cu sistemul de lăzi deja, dar nu sistemul de lăzi complet, ci doar prinderile. Dar se poate cumpăra separat de la ei și, bineînțeles, cutiile laterale, top case-ul, ai un Ditamai ecranul de 7 inch TFT, o grămadă de funcții foarte utile. Momentan nu am făcut cont, nu pot intra în, efectiv în aplicația motocicletei, dar orice problemă are de soft se poate rezolva de către proprietar în timp real, gen 5-10 minute se face update-ul, îți rezolvi dacă ai probleme de accelerație, dacă ai probleme la quick shifter. Apropo de quick shifter, vine cu quick shifter. Poți să îți rezolvi tot felul de, nu zic, mici erori, update-uri îmbunătățiri, dacă se schimbă la afișaj. Din punctul meu de vedere este foarte important acest lucru, pentru că am auzit alte cazuri la diferite mărci de motociclete care sunt pe același sistem, trebuie să mergi sute de kilometri la un dealer care să-ți facă același lucru, să-ți intre în aplicație și să-ți dea un update. Apoi, vine iară cu GPS integrat. Din nou, nu pot accesa funcția asta, dar am înțeles că este foarte practică. Oricând, la orice oră, vezi unde se află motocicleta, plus că ai tot felul de setări din astea de sensibilitate. Da? Îi faci un perimetru, dacă cineva ți-o mișcă, ți-o scoate din acel perimetru, începe să baune, să-ți vină mesaj pe telefon. Repet, atâta timp cât ești călător și ești plecat prin lume și lași motocicleta în diferite locuri peste noapte, eu zic că e foarte important să ai acel GPS pe el și să știi în permanență dacă e cineva la motocicletă, se umblă la ea, se mișcă. Apoi, ce mai vine? Că nu mai știu. Ai cric central. Ai scut, un scut destul de gros, chiar sub el. Ai scuturile laterale, astea sunt un pic mai subțirele, dar protejează partea inferioară a motorului. Ai tot felul de mici accesorii care sunt foarte importante. De exemplu, la pedala de frână, ai aici o talpă foarte mare, dacă ești cu bocanci, cu orice, una, două, nu știu cum să zic, nu ratezi frânarea, e perfectă. La partea de scărițe, dacă dorești confort, le lași așa cu acest cauciuc. Dacă dorești să faci mai mult off-road, poți să le scoți pur și simplu de aici și beneficiezi de acei țepi metalici. În afișaj la bord îți arată temperatura din roată, să nu fii un fel de Rossi din primele
minute în care te urci pe motocicletă, le lași să se încălzească, îți arată că începi să ai 20, 25, 30 de grade în roată. Ai presiunea. La presiune, din ce am văzut și acum, îți arată o mică atenționare chiar când pleci, pentru că fiind foarte reci, cauciucurile acum fiind cam 10-11 grade afară, îți arată presiune scăzută. De exemplu, tu trebuie să ai 2,4 în roată, el îți arată că ai 2,3. În momentul în care te-ai pus în mișcare, începe roata să se încălzească și automat presiunea revine la 2,6, 2,7, cât este normal. Toată motocicleta este full LED, faruri, stopuri, semnalizări, tot. Ai apărător la mâini. Nu sunt ele, nu știu ce calitate, un plastic simplu, dar pentru început sunt perfecte pentru a te proteja de vânt. Dorești off-road mai sănătos, ți le schimbi cu ceva metalice. Discuri generoase de 320 de mm pe față, două discuri, cu etrier dubli de la J1, pe spate 260 de mm, un singur disc, cu un etrier cu doi pistonași. Vreau să te corectez. Te rog. Doar șaua riderului, a pasagerului nu are. Am spus mânere încălzite și doar încălzire în șaua riderului. Ai zis pasager, te-ai greșit. Am zis șaua pasagerului? Da. Bun, îmi cer scuze, m-am referit la șaua riderului, da. Dar bineînțeles că, cel puțin în cazul nostru, dacă va fi să achiziționăm modelul ăsta de motocicletă. Clar, și eu vreau să am căldură. Vom face acest lucru, e foarte simplu, bateria este chiar sub șaua pasagerului, deci doar dai jos șaua, o descoși cum ar veni de acele capse, introduci încălzirea, ți-ai prins undeva butonul de pornire, ai capsat la loc, ai făcut și... Deci e o lucrare foarte simplă. Îs lipsit de idei, nu știu ce să vă mai spun, pentru că încerc să trăiesc momentul, vrem să plecăm la drum, mai avem vreo 3 ore jumate la dispoziție, pentru că până în ora 4:30-5 trebuie să ducem înapoi la reprezentanță și sincer vreau să mă mai plimb cu motocicleta asta, pentru că asta este ideea, vreau să vedem cum se comportă la drum, ce consum îi scoatem, să nu uitați că episodul de astăzi este despre consumul minim aproape, aș putea spune, al acestei motociclete, pentru că mergem extrem de frumos. Nu trecem de 100 la oră, nu accelerăm brusc, nu facem depășiri aiurea. Deci vrem să vedem consumul minim. Bineînțeles că este pur informativ, pentru că în momentul în care îi pui și cutiile laterale și mai multe bagaje, probabil că o să varieze. Noi vrem să punem și genți laterale aici pe crash bar. Deci probabil că încă un 3-400 de mililitri spre jumătate de litru se poate în plus. Bun. Bun, haideți. Eu zic să ne pornim la drum, dar înainte de aia vreau să vă mai arăt ceva. Și fiind o motocicletă nouă, este plină cu folie de protecție. Avem plăcerea de a le da jos. La fel și la partea de stop. Iar dacă suntem la partea de stop, este hologramă, iar în momentul de frânare ai stopul normal. Pentru că am vorbit de partea de stop. Are senzor în spate de, nu știu, de obstacol, de vehicole. Chiar am observat pe drum când au fost depășiți de către automobiliști în trafic, îți apare o avertizare în bord, exact ca la mașini, cum îți apare beculețul la oglindă, așa îți apare în partea stângă sau dreaptă a bordului, dacă depășești sau dacă ești depășit când ai un unghiu mort. Și să știți că e foarte practic, începe să piuie, să baune. De-aia au piuit atunci. De-aia au piuit, da. Are, am uitat, controlul tracțiunii, are ABS cornering. Deci are multe, ai moduri de condus, rain și sport sunt cele de bază, dar poți intra în meniu și ai all terrain, off-road, off-road plus, acolo ți se dezactivează ABS-ul, îți lucra altfel controlul tracțiunii. Pentru toate aceste detalii tehnice puteți să le găsiți oriunde pe internet. Repet, testul de astăzi este despre confort și consumul minim. Și până nu uit că, evident, am uitat destul de multe informații, ai avariile, ai reglaj la maneta de ambreiaj, reglaj la maneta de frână față, telescoapele, atât față cât și spate, sunt reglabile, vine din fabrică cu niște cauciucuri Michelin, Anarchy Adventure, dimensiuni, 110, 80, 90 pe față, respectiv 150, 70
17 pe spate, deci motocicleta vine echipată corespunzător unei motociclete de touring. Iar că am trecut iară de dealul ăsta, vârful ăsta aici. Până acum suntem la 50 de kilometri făcuți pe ziua de astăzi, iar consumul este de 4,9. Dar ce nu-i rău. Probabil că unii dintre voi știți deja că inițial am vrea să ne axăm spre noul Transalp, cel de 750, doar că oricât de mult ne-am dori, deocamdată ne depășește foarte mult bugetul. Și aș vrea un pic să compar noul Transalp cu Explorer, pentru că ăsta la momentul de față este 10.000 de euro, echipat aproape full. Mai trebuie doar partea de cutii, în rest are tot, iar Transalpul momentan la 11.500 de euro vine chel. Ca să îl ai gata de tură, lejer ajungi cu el undeva la 14-15.000 de euro. Acum, dacă reușesc să obțin Explorer-ul, poate cu o mică reducere, aș ieși undeva la 60-65% din prețul Transalpului echipat, că până la urmă vorbim de două motociclete care ar trebui să fie echipate oarecum la fel pentru tură, dar problema apare că în momentul în care Transalpul este full echipat, undeva în jur de 14.500-15.000 de euro, tot nu are opțiune de tempomat, tot nu are jante tubeless, tot nu are GPS încorporat și integrat, tot nu ai șaua încălzită și probabil multe altele, pentru că aici, de exemplu, partea de afișaj și de bord este mai complexă. Deci, cum zic, treburile astea de tempomat, jante tubeless, GPS și toate accesoriile gata instalate pe motocicletă de original ne face să tindem spre CF Moto 800 MT Explorer. Dar rămâne de văzut. Oricum, foarte mult timp nu mai avem de pierdut, pentru că la începutul lui iulie plecăm în Norvegia și undeva în luna martie-aprilie cel târziu aș vrea să știu dacă ne permitem să ne luăm noua motocicletă sau nu. Pentru că nu doresc nici să o achiziționez undeva în luna iunie, să zic, și să nu apuc să îi fac rodajul, să o accesorizez cu ce mai consider eu că trebuie, de exemplu, cutiile laterale. CF Moto îți dă o opțiune de cutii laterale, doar că sunt relativ mici. Mici în sensul că dacă îți pui tot echipamentul de camping și, nu știu, lucruri din astea mai voluminoase, laptop după tine dacă vrei să editezi pe drum sau să-ți faci backup, toate astea ocupă loc. Și nu știu sigur dacă am optat pentru ele sau am găsit, nu știu, de pe piață altceva mai mare. Ne-am gândit și la varianta să lăsăm cutiile laterale originale, cele cu care vine motocicleta, bineînțeles, contra cost, în jur de, nu știu, 1000, 200, 300 de euro ar fi toate trei, dar eu toptez în spate deja l-aș avea de pe Transalp, acel Givi Tracker de 58 de litri, metalică, care, din punctul meu de vedere, este un toptez extraordinar de fain. Și atunci aș lua doar cele două laterale și am putea pune niște dry bag-uri din alea deasupra, în care să ne punem partea de camping, cort, saci de dormit, saltele. Și atunci, în cutii, efectiv, ar intra laptopul și haine, chestii de bază. Nu știu, trebuie să luăm în calcul toate variantele. Din păcate, așa e, când nu ai suficienți bani, trebuie să te calculezi foarte bine ca să nu dai greș. Uitați ce priveliște frumoasă avem de pe coborârea de la cetatea Șiria. Acum nu am mai ajuns până la cetate, pentru că nu vrem să facem o zi de vizitare din ziua asta de plimbare. Este ora 2 fix acum. Mai avem maxim 3 ore să fim pe drum. Așa că mergem să mai învârtim roata, că avem doar 50 de kilometri făcuți și vrem să facem cam 200 și ceva. Da, acum concluzia o trageți și voi între cele două modele. Din punctul meu de vedere sunt motociclete excepționale, atât CF Moto cât și Transalpul.
Doar că am ajuns la vârsta în care parcă nu aș mai plăti doar brandul și numele. Dacă vin alții puternici din spate și îți oferă beneficii mult mai multe, la un preț mult mai bun, atunci voi opta această variantă. Suntem înapoi la drumul principal, o să facem stânga și vom merge spre Valea Mureșului. Vedem cât. Să revenim la consum, pentru că despre asta este vorba în acest episod. Momentan, după 55 de kilometri, am consum 4.9. I-am scăzut consumul general al motocicletei de la 5.5 la 5.1. Acum sunt în localitate, în treapta 4 de viteze, la 3.100 de ture, 5.8 la oră, am un consum de 4.5. Repet, în momentul în care pui cutii laterale, bagaje, automat e puțin mai mult pentru că crește rezistența la vânt. Dar având în vedere că Transalpul actual de 6.5 împachetat, așa cu bagaje, cutii, genți pe crash bar, mers până în 90 la oră, fără accelerări, fără bruscări, nu pot să-l scot sub 5.2, 5.4, cam acolo. Dacă această motocicletă se va încadra cu tot cu bagaje și cu tot în același consum, eu zic că e bine. Totuși, motor de 800, 95 de cai, chiar dacă nu-i folosești, ei sunt acolo să acționeze oricând. Cred că la final de zi testul de consum va fi unul pozitiv. Bun, suntem la drumul principal, pe Valea Mureșului, unde o să avem și câteva tiruri și o luăm spre direcția Deva. O să mergem, teoretic, cred că până în localitatea Conop, unde o să trecem Mureșul și venim, cum îi spun eu, prin spate, pe drumul mic, unde nu vreau să avem trafic. Ați văzut iară cum a făcut senzorul? Am depășit mașina și a fost în unghiul mort. Până acum schimbătorul, pot să zic, foarte bine, n-am întâmplinat probleme. Quick shifter-ul nu prea l-am folosit, am încercat de 2-3 ori. Se simte o mică smucitură, așa, nu știu. Am încercat la 4.000 de ture să schimb. Revenind la consumul nostru, deja avem 74 de kilometri făcuți de când am alimentat. 4.8 consumul deocamdată. Și vreau să vă reamintesc, calculatorul de bord când am plecat ne spunea 303 kilometri, că mai putem face. Eu, după 74 de kilometri, îmi zice că mai pot să fac 360. Deci mi se confirmă, în momentul în care mergi frumos, consumul este bun. O mică nelămurire am. Frâna de motor, din punctul meu de vedere, este foarte mare, așa, e agresiv. Din ce țin minte, la varianta Sport, când am testat la Cluj, nu cădea așa tare în bot. Deci și dacă am, uite, sunt într-a șasea, și mă duc, de exemplu, 90 la oră, la nici 4.000 de ture, da? În momentul în care las, are o frână de motor agresivă. Dacă sunt posesori de CFMoto care se uită la acest clip, știți cumva dacă se poate rezolva din soft treaba asta? Să-i dai o frână de motor cât mai lină? Știu că anumite motociclete au setarea asta, de exemplu Transalpul de 750, știu că e specificat că ai, cred că, 2 sau 3 setări de putere, ca la trotinetă, minim, mediu și hard. Cam asta e singurul lucru ce pot până acum așa să-l remarc, că mi se pare un pic agresiv. Înțeleg că e motor de KTM pe el și are o genă mai agresivă, dar aia mi-ar place dacă aș putea să o setez cât mai lin să fie. În rest, nota 10, deci atâta e de comod. Chiar acum ne-am propus să nu ne mai oprim, să nu ne mai dăm jos, să ne învârtim pe aici prin județ, să vedem, să stăm pe el o oră jumate, să vedem cum ne simțim. Poziția, picioare, mâini, incredibil de comod. Parbrizul, spre surprinderea mea, protejează bine de tot.
Iasmina în spate, eu zic că simt un pic în cască, dar într-adevăr ea este mai în spate față de mine, mai înaltă, dar se găsește aftermarket în jur de 100 de euro, variantă un pic mai lată și mai înaltă în caz de nevoie. Dar pentru mine personal e perfect ăsta original, ridicat la maxim, mă satisface. Am uitat din lista enormă de accesorii și tâmpenii și nebunii ce le are motocicleta asta, am uitat să vă zic de cele două USB-uri care sunt partea stângă și priza la 12V care e în partea dreaptă. M-am poziționat în spatele unui tir cu 7-7-80 la oră între 5-a și am consum de 4-3 ceva, adică e rezistența la vânt foarte mică. Tempomatul e setat pe 80, am consum 3.9, 3.8, 3.7, bine, și drumul cum merge un pic așa. Până la urmă e un consum din viața reală, pentru că în momentul în care alegi să mergi pe drumuri din astea mici, prin trafic, prin tiruri, bineînțeles că la un moment dat o să trebuiască făcute și depășiri, dar e un consum din viața reală. Am ajuns în localitatea Conop, unde vom trece un pod. Avem de coborât aici jos. O să urmăm traseul pe sub pod. Aici. Am zis să nu fie prea noroi, că n-aș vrea să murdăresc motocicleta acum, dacă nu-i cazul. Să merg foarte încet, numai cât să fac pe roți. Ia câte și podul. Avem 100 de kilometri fix de când am alimentat. Calculatorul de bord ne zice un consum de 4,6 litri la 100 de kilometri. Dar recunosc, merg la consum, mă duc extrem de frumos. Pentru că asta vreau să văd, ce consum minim se poate scoate. Uite ce fain e podulețul ăsta. Aici facem stânga. Hai să curățăm un pic roțile, dacă le-am murdărit. Uitați cine a ieșit. Soarele, Sorinel, bine ai venit pe strada noastră. Dar o să intrăm imediat în pădure, unde avem umbră. Suntem pe drumurile astea mai de țară, un pic mai denivelate. Și motocicleta se comportă, zic eu, ok, un pic mai rigid decât Transalpul. Deci probabil cine știe cum se poate regla telescopul față și spate, făcut un pic mai soft pentru gustul meu. Ele, clar, așa vin standard. Acum poate contează și că suntem fără bagaje, în momentul în care ești împachetat tot timpul motocicleta se simte mai barcă cumva, dar eu cred că le ia destul de bine de nivelările astea. Sunt drumuri clasice care poți să le prinzi în orice țară, de obicei drumurile mai micuțe poate să aibă de nivelări, nu-i cu grop, nu-i nimic aici, dar tot e în valuri, tot e petic peste petic. Suntem înapoi în Arad, în oraș, și deja e ora 4:10, deci trebuie să ne mișcăm, dar vreau să fac o mică deviere pe centura ocolitoare a Aradului în regim de autostradă și să merg roata pe centură, să ocolesc cum ar veni tot orașul, tot Aradul, în un capăt la altul. Până acum suntem la 4,5 consum. Am făcut 160 de kilometri, nu ne-am mai lungit foarte mult pentru că am plecat destul de târziu, după 11,
ne-am mai oprit la povești, ne-am mai oprit să mâncăm ceva, că ne-a s-a făcut foame și am zis că ne întoarcem, nu facem foarte, foarte mulți kilometri, dar e bine că și-a revenit și vremea, avem soare din plin, cred că avem vreo 15 grade, încă nu am găsit în setări unde se afișează temperatura, dar sigur are. Deci 160 de kilometri rulați, consum de 4,5. Să vedem ce o să ne zică și varianta mecanică, cum ar veni de calcul. Înainte să-l predau, mă duc să-l umplu din nou și o să facem un calcul simplu. Câți litri intră ori 100 împărțit la kilometri și ne dă consumul. Oricum, astăzi a fost o zi cu vânt destul de puternic. A arătat și pe prognoza meteo undeva la 20 și ceva la oră vântul. Influențează și aia cât de cât, mai ales că l-am prins cam tot timpul din față, nu știu cum ne-am orientat. Bun, aici facem dreapta, colăm cum ar veni spre Nădlac și o să mergem până în capăt. Pe centura ocolitoare a Aradului, în regim de autostradă, oricum se circulă cu maxim 100 la oră. Pe atât am să pun și eu tempomatul. La oră. Hai că mă presează din spate BMW-ul. Avem un pic de urcare aici. Avem pasajul peste Mureș. Ideea e că e confortabil. Bate vântul, dă rupe, deci îmi face capul în toate direcțiile. Dar nu din cauza, nu de aici. Aici mă protejează, aș putea spune perfect. Deci chiar mă mir că e atât de bine gândit. Repet, această motocicletă a fost făcută după cerințele riderilor. Nu a fost făcut de un nene care n-a avut ce face și a zis, hai că pun un parbriz de 10 cm să fie un plastic pus acolo. Totul e gândit. Problema e cu vântul lateral, că e o zi cu vânt, cum ziceam. De aici, vântul de aici, stânga față, te rupe. Oricum, consum foarte, foarte decent. Mă declar mulțumit. Da, au văzut autobusul, vedeți? Să nu ratăm. De fapt, trebuie să merg în față aici. La dreapta se merge spre Nădlac. Dar noi nu vrem să mergem până acolo. Noi vrem să ieșim de pe centura Aradului. Și acum mergem în față. După care o luăm pe centura clasică. Și iară mergem până în capătul ei la noul pasaj. Să predăm motocicleta. Am ales calea orașului până la urmă, pentru că pe centură erau foarte multe tiruri. Dar ce să vezi, la intrare în Arad avem barieră. Uite, bai că e 4:24. Ajungem la 5 fără un sfert. Suntem cu el înapoi. S-a mai modificat și range-ul aici, pentru că l-am și oprit și am venit și bucatea de autostradă un pic și a bătut vântul și am venit cu 100, era consum aproximativ de 5 și un pic acolo. Deci noi avem făcut 177 de kilometri și ne mai arată range încă 163, deci tot îi peste cât îmi dădea dimineața. Dimineața m-a dat 303, deci îmi dă aproape 340 pe acolo. Măcar facem și un pic de oraș cu el.
Oricum, mi se pare foarte practic senzorul ăla. În momentul în care ai mașină în stânga sau în dreapta, doar se face galben. Dacă ți este pusă semnalizarea și ai mașină lângă, atunci se face roșu și piuie. Uitați-vă. Deci acum am mașina lângă, imediat galben. Dar n-au zis nimic. Dacă dădeam semnalizare, mă că o plecat deja în parcare, atunci ar fi făcut gălăgie. Eu cred totuși chestia asta cu accelerația asta, cu frâna de motor. Am mai auzit la vreo două persoane treaba asta. Deci cel mai probabil se poate rezolva dintr-un update de soft ceva. Mie personal mi se pare foarte brutal, cum un pic tragită, pare așa o smucitură. Și sunt modul rain, nu sunt pe modul sport. Vezi? Dacă semnalizez că vreau să intru pe bandă și am mașină, piuie. Am revenit la mall. Mergem la aceeași pompă. Hai că îl umplu și vă anunț după ce-s gata. Că abia mai am baterie. Deci am făcut 185 de kilometri și am băgat, bineînțeles, înapoi până la țevuța aia acolo, am băgat 8 litri 64. Deci facem 8 litri 64 ori 100, 8,64 ori 100 egal 864 împărțit la kilometri, la 185 și ne dă 4,6. Și el aici atâta, ne dă 4,5, 4,6. Deci calculatorul arată bine. Îl băgăm înăuntru un magazin, poate să vine să-l admire și alții. Da, suntem înapoi, reprezentanța CF Moto din Arad. Am parcat Explorer-ul înapoi în magazin, la locul lui. Se poate fi admirat în continuare. Ca și final, ca și un mic rezumat, ne declarăm mulțumiți. Testul a trecut cu brio, în sensul că am vrut să văd. Pot să scot consum sub 5? Da, am scos 4,6, am parcurs 185 de kilometri. Într-adevăr, ne-am dus frumos, am vrut să scoatem consum bun. Dar am mers și cu 70-80, am mers și cu 100, am mers și cu 20-30 la oră, am trecut sate, orășele, foarte, foarte ok. Evident, pui lăz, pui greutate, probabil încă maxim jumătate de litru. Deci, mers ca moșii 4,5-4,7, mers normal, omenește, cu accelerări, cu depășiri, eu zic că undeva la 5,5-5,3 maxim, iar în momentul în care deschizi gazul și treci de viteze de 120-130, cum am înțeles de la alții, poți să ajungă și la 6,5-6,8. Dar este cumva normal, pentru că 95 de cai, motor de 800, când îi dai, are de unde. Repet, ne declarăm mulțumiți, vedem ce ne rezervă viitorul. Noi suntem mulțumiți, în afară de acel mic, nu știu cum să-i spun, lag, acea mică smucitură la accelerație, care cred că se rezolvă din soft, pentru că am mai auzit și la alții că au avut acea mică problemă și s-a rezolvat. Altceva, absolut nimic, n-am simțit să fie neregulă sau să fie ceva, nu știu, enervant, deranjant, e super comod, mânerele fac nota 10, mânerele încălzite, căldura în șauă, lux. Am trebuit să țin pe minim, pe medium deja mă ardea. Tempomatul nota 10, deci nu știu ce o să fac, dar 80% din alegerea motocicletei să aibă tempomat. Nu știu, pentru mine e extrem de important. Da, nu vă mai plictisim, că oricum a ieșit un episod lung. Orice lămuriri aveți, vă rog, lăsați în coment. Dacă îți posesor de CF Moto, în principiu modelul Explore, vă rog să mă corectați dacă am greșit cu ceva, dacă veniți cu completări, cu sfaturi. Să ne vedem cu bine în următorul episod. Ciao! Nu uita să-mi cumpere o cafea. Mă, tu nici aici nu te pot alege cu cafea ta.
Luați o cafea de la un euro în sus. O cafea pentru tura din Norvegia. O pregătesc din timp. Și nu vă mai zic One Euro Challenge for the New Transalp, că nu știm dacă... For the new motorbike. One Euro Challenge for the new motorbike, exact. Nu știm ce va fi. Ciao.